Școala populară de artă din Târgu Jiu va organiza sâmbătă cea de-a doua ediție a festivalului de balet și dans modern în pași de dans spre infinit. Elevi de la Școala populară din Târgu Jiu, Craiova, Pitești, Timișoara și Orșova vor încerca să convingă juriul să le ofere marele trofeu al concursului. Avem invitații din toată țara pe două secțiuni de dans, dans modern și balet. Participanții sunt din Pitești, Timișoara, Orșova, Cluj, Severinu, Școala Populară de Artă din Craiova. Sperăm să ținem tradiția, să luăm tot trofeul în pași de dans pe infinit, tot noi. Școala Populară de Dans din Târgu Jiu. La eveniment va participa și echipa de dans modern a Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, care a câștigat locul întâi la Festivalul Perla Dunării, care a avut loc la drobeta Turnul Severin. Cei mici au luat două premii importante. Locul întâi dans majorete și locul întâi street dance. Au fost foarte, foarte bucuroși și foarte motivați minigeu, pentru că au dansat foarte bine. Am venit foarte bucuroși de la concurs, unde și celelalte trupe vor concura la Pitești, la Timișoara, și cei mai buni și cei mai buni de performanță sunt Galactic Crew, unde au fost și la concursuri internaționale și naționale de dans. Tot de la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu se va duela pentru marele premiu și trupa Galactic Crew. Ca și trupa Galactic Crew, am pregătit un dans street dance și un dans tematic. Am luat parte, ca și trupa, la foarte multe concursuri, Craiova, Severin, Timișoara, Oradea, unde am obținut foarte, foarte multe locuri de întâi. Concursul va avea loc sâmbătă la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. Sâmbătă, cum vă spuneam, la noi, la sediul Școlii Populare de Arte din Târgu Jiu, la Teatrul de Vară, cu începere de la ora 11. Și vă invităm pe toți dragii noștri, intrarea este liberă, vă veți putea bucura de muzică, de dans, de niște copii minunați cu energie, care cu siguranță vă vor face ziua mai frumoasă. Intrarea la evenimente va fi liberă.